Ia uitați pe din cine la noi. Pentru Olga, care e la Stănescu, să aduci apă fata cu ea. Așa, lumină, filmește și tu, filmește. Eu? Păi de când a mai apărut bunicuța Zna la mine pe canal? Era și cazul acum. Da, vezi, de vreo mai am părut la tine pe canal. Și s-a dus apa. Eu ce făceam? Numai mâncare că eram la fată. Că mă vedea tată tău, Îndru. Ce să fac cu polomea cu ăsta? Ce să fac? Iar ce duci eu? Mă, să uitam. Ziceam să-i dau de mâncare. Nu. Babă zână, numai tu ce ții de obiceiul ăsta să duci mâncare la fată. Zic, nu intră mâncarea pe gât dacă nu-mi duc la fată. Acum nu mai e așa. Acum nu mai duc. Duc când și când. Care de când? Duc când și când. Da. Da. Acum sunt ororile, acum sunt nepoți, sunt crescură. Atunci era meu cu moșul și cu nora, cu Florica. Bă, dar ce zicea nora Florica? Duce și de la fetă. Acum a rămas ea în locul meu. Dă la Olga mai mult, la Olga, la grasa aia. La Luciu nu prea dă. Spui și matale cum spunea Lumina și Dănuța. Ei, ce face Rafael? L-am văzut pe Facebook. A tăiat o ai văzut? O oaie, grasă, ce grasă. Oaie grasă a tăiat. O l-a pus pe el, l-a pus aia. Vidioșul aia. Rafaele, du-te tu la omul tău și ia-mi o oaie. Că pe tine te cunoaște. Păi voi de când sunteți aici, nu vă duci așa să luați oaie. Să mă duc eu acum să vă iau oaie. Da, bună oaie am văzut. A, și să dusă și le luă oaie astăzi. Da, împăr țără. Luvă Gogu Pitico jumate și cu Tomiță, că e acolo. Da. Tomiță e la Gogu Pitico. Da, am văzut, da. Și veniră și luvară o jumătate de oaie și la așa a rămas o jumate. Că sunt trei înși acolo. Țucăre, păi ce să facă uliu, păi și fiul meu, Rafael. Tare, se tot la bere. Și matale o bucățică din ea. Nu știu dacă mai ajunge, n-am pretenții. Păi da. Ce să mai vine să-mi aduci o bucată de carne dacă de acolo? Dacă vede vlogul, îți aduce. Lasă-mă. Pe curier. Să mănânc oaie, că de mult n-am mâncat. Te-ne mai mănânc. Lasă că nu prea-mi place. Atunci o iei de pe grătar să mănânci o țărână caldă și gata, atât. Da. Ce mai rămâne mănâncă câini? Cine mai o mănânc? Așa e. Ai mâncat și tu, bubule. Unde? Oi. Am mâncat la București. Apoi am văzut, ai mâncat din ăla, cum îi spune? Ce? Berbecuți ai mâncat. La auzi, fă matale acum. Că mă încetai azi dimineață. Că... Când vine la mine acasă, zice să nu mai mâncăm, să mâncăm salatii. Și când nu mai duce... mănâncă, da. Și când pleacă la București, dă-i bătaie. Mănâncă raci, mănâncă din aia. Mănânci tu raci din aia. Mănâncă berbecuți la grătar. Mănâncă mici, dar acasă nu mai mănâncă. Da, aia să-ți spun o întrebare. Cu cine mănâncă el berbecei ăia? Cu domnul Gogo, mă zic că mănâncă. Gogo. Gogo? Da, Gogo, cu domnul fratele, da. Dar am zis că tot e postul. Să mâncăm numai salate, numai verdețuri. Păi tu începi postul de la jumate? El începe de mâine, auzi. Nu, stai un pic, că ținem miercuri și vine, dar să nu mai mâncăm carne, m-am săturat de carne, am zis să nu mai văd carne, gata, nu știu. Dar și dacă te plică mai mănânci ceva? Domnul Mers, ai văzut că mâncăm posturi și vai, noi nu mai o zi. Punem o zi, păi eu vreau vinerea tot. Și miercuia. Eu n-aș mai vrea deloc. Carne. Nu știu. Păi noi nu mâncăm carne, nu ne săturăm. Nu, așa nu ne săturăm, nu e saț. Ne-am obișnuit, dar putem să mâncăm și salate, să vezi cum ne obișnuim și nu ne mai trebuie carne. Ne face fârșală din aia. Păi ne face numai fârșătură. Vreau să mâncăm mai sănătos. Tu câmpeană ce mănânci? Eu? Lumină. Post, miercure și vinerea? Da. Ținem tradițiile, așa le făceam. Uite, așa a spus mama, a tot așa ia, a spus. Ia, dacă nu are cola, o ține cola. Bea două sticle de cola pe zi. Ia. Da. Ăla ține la foame. Masă răcită, în fiecare zi. Ăla ține la foame, bunicuță Zână. I-am adus... Să știu, să-mi iau și două, trei sticle. Nu mai mâncăm mult. Ce crezi că i-am adus? I-am adus un bax de suc. De la beut de iert. I-am adus 24 de sticle de suc, am dat 1,5 milioane numai pentru ea. Dar eu am zis să-l bea de pas. Aoleu, și face... I-a început și a băut de el. Îmi face inventarul pe fiecare zi. Nu mai ai de pas și atâta suc. Nu mai bea de pas, gata, și-a beut porția. A beut porția acum, dar să nu mai ai de pas. Îi dai țuică de prună să bea. Da. Nu bea, am zis să bea bere, să se îmbată. Da, berea îngrașă. Să mai se îngrașă și ea. Să se îmbată în fiecare zi. De ce să mă îmbăt? Care-i bine pe capul meu?
Care cum bine? Păi nu contează bine care cum. De supărare vrei să zici. Păi da, de supărare. Cum omul, omul trebuie să bea... Să o mărităm de pe cap. Omul trebuie să bea numai când e supărat. Ce mișul pe cap? Ba da, ba da. Ce? Nu, nu. Stați să vedeți acum, cred că mă mărită bunica zână. Bă, te dai cu ea jos de omoară. Cadea că ta se mare zână. Hai na, cocoteacă, na. Cadea că te dați numai. Lumină. Eu s-am găsit un băiat. Aoleu. Exact e sama ta. Serios? E frumos. Are puțină barbă. Aoleu. Merge, lasă puțină. Că așa e, așa puțină e. Barbă. Așa? Are. Părul nu prea e tuns așa. Nu e. Nu e. I-a murit frizerul. E... Lasă că, na, să fie cu minte. Dai cu minte, mamă, nu bea, nu fumează. Dacă la aia, mere. Da. E bine. Da. I-am găsit eu unul. Unde? Dar uite că nu vrea. Unde? Nu spun pe vlog. A venit la noi. La două din noapte. Serios vorbesc, nu că fac bâză aici pe vlog-ul. Uite-te. Mi-a adus suc, mi-a adus bere. Suc, a adus bere, serios. Eu am venit de când. Da. Și nu vrea, eu vreau, fii atent. Eu nu vorbesc prostii. Nu e nici bătrân. Are 35 de ani. Are bani, are avere, are case, are depozite de mărfuri. Oh, Ioane, ce mai zici? Doar că a fost și el mai gras, s-a operat omul de... Păi eu nu sunt cum acum s-a operat, a slăbit. Și e în scădere acum. E bunețel, care-i treaba? Ce vrei să facem? Dar contează că e bun, are de toate, stă șefă. Aia să fie, să aibă banul pe el, firaral, drag. Păi, e mai mare cu 20 de ani, cred că, ca mine. Cum mai mare? Că vezi tu, grăsuț. Poți dacă tu are 35 de ani și tu ai 30. Tu câți ani ai? 30. Ai 30. Și ea de 35. Care-i treaba cu 5 ani? Cu 5 ani? Tale, e mai mare decât mine. E mai mare decât mine. Și să am an eu mai bătrână ca el. Ia uși, bă, nu-i nimic. Ce are? Dar fii atent, contează că nu... Nu mai muncești de asta acolo cu el la depozit. Vin banii pe ea. Da. Nu mai are treabă. Da, să muncească, să facă. Stă, conduce mașini de la toate națiile de Mercedes, de la GL-ul, de la... are dube, are... ce nu are? Și nu-i bine, mamă. A venit aceea la mine cu câte... serios vorbesc? Nu-i bine, mamă. Știe și Gogu, știe tot, știe Gogu, bățărina. Ce faci, Ioane? Nu vrei să o leg. Eu îmi vrea să mă filmeze, să-mi vadă reacția. Păi cine vrei tu? Pă cine vrei tu să iei tu și că cu... a făcut așa în lansa să trebuie tu și cu Madalina, pe cine vrea să luați? Ia, vezi? Bravo, babă! Pe cine vrea să luați? Ia uzi. Ia zi. Așa am zis pe Madalina să mă duc, să o mărit, să găsesc un om. Păi ei ce nu așteaptă? Nu, bunicuță, nu, bunicuță. Așteaptă prințul pe un cal alb. Nu o, mai duceauri. Să vine călare. Trebuie să ai înțelegere, să, da. Să ai familie, ălea n-ai ce să faci, gata. Dacă așa ți-a fost scrisă. Viitorul asta e, scrisă asta e. Usătoarea. Trebuie să o iei de la început. Mm-hmm. Care e treaba? Copiii mari se însoară mai târziu și îi ajungi și tu cu ce poți. Mă, tu n-auzi că mă duc și mi-au chirie lângă ei acolo? Eu, alta. Chirie te duci tu. Da. Chirie. Mai început și tu plângi de tot trecutul mă, tău. Da, bai, gata, da, uite, șterge. Așa, să mai copiii, îți spun eu ție, copiii cresc, îi ajungi cu ce poți, dacă ajungi și ești ce spun eu, ajungi tu copiii, le dai câte o mașină, le dai și tu o casă. Le dai acolo ceva acolo. Aur? Păi da. Le dai ceva bijuterii? Auzi ca toată lumea, și românii, și indienii, și americanii. Deci, părinții, când fac majoratul la 18 ani, ce crezi că e? Copiii își fac viitorul, da. Părinții le dă ce posibilitate au, ba o cheie, ba da, o cheie da. De mașină, ba bani, ba o casă, un apartament. Da, lumină. Așa și tu. Le dai și tu când o fii atunci la 18 ani, le dai și zici că băiatul ăsta e bun, pune mâna și ia-l, mă. Păi cum? Păi ce vrei? Mărită-te, de unde vrei să-mi pactezi? Păi ce zici, bă, vrea să spun, babă, să spună fata noastră? E rușine! Da! Bă, că e rușinoasă, bă, că e rușinoasă.
E rușinoasă. Nu, e rușinoasă, știu că îl vrea. Da, cum să nu, mi-e rușine. Aha, tu crezi că eu mai am 12 ani, aia care mi-a măritat la 11 ani? Mă, nu te oblig, dacă vrei. A zis nu, nu rămâne. Și pe cine e? Pe nimeni. Pe Leamiș. Ia uite, da, Leamișule. Sunt aici. Sunt aici. Ce? Ha, ești acolo. Ia uite, la mântinerii, uite, s-a îmbrăcat omul. Dar ce faci? Auzi, l-am văzut azi dimineață cu geaca acolo, intră pe ușă și m-am speriat că zic că tu ești. Uite. Ia uitați-l pe Neamnișu. Ia coboară jos aici, să te vadă lumea. Coboară, trebuie să mă urc. Încet, încet, coboară încet, Neamnișule, încet. O, ușor, ușor, frâna, frâna, frâna. Așa. Așa. Încet sunt în bătătură, ia uite. Ai o mâmbătătură. Aia, lasă că te ajută, îți face trebuie aici. Tot face babă. E, spală mașinile, spală curtea. Face de toate, ia uite, de-abia coboară trept. Da, pă. Ca un copil mic, înțeleg. Lasă că e mic. E un copil mic la primii pași. Ia uite, fratele, copilul. Da, da, nu. Gata, prieteni, vă mulțumim frumos că ne vizionați canalele, datorită vouă suntem noi aici și voi că ne urmăriți canalele și urmăriți, prieteni, și pe bunicuța Zâna, că este o femeie de notă. La revedere, prieteni, mă rog. Tu, Lumină? Ce? Mai filmează Lumină. Lumină mai filmează. Da, Lumină. Așa să pui titlul bunicuțul la tine. Mă duc să o mărit pe lume. Mă duc să o mărit. Ca să vezi, să vezi atunci. Da. Păi, așa. Așa. I-am găsit un băiat cu bărbuța aia până așa aici. Așa. Un băiat frumos, fain. Da. Cu bărbuța mai mare. Da, bani, are bobo. Are bobo. Câte-n gârba. Are bobo. Are de toate. Are păsări. Are și grădină. Are rață, gâște, are de toate. E bine. Are curci. Curci, să ne dă și prin o lună de partea. A, să mâncăm că suntem bolnavi. Păi da. Da, e bine, Lumină, bine. Mărită-te, mamă. Mărită-te. Dacă facem ce facem și cu, zic, cu Mădălina, vreau să vă mărit pe amândouă într-o lună de zile să mă văd scăpată de mărit. Ia, auzi. Gata, bă. Da. Într-o lună de zile, gata. Da. Și Lumina și Mădălina. Și Lumina și Mădălina. Apoi ce să le facem? Să, da. Să nu se ceartă patrona cu matale. Nu se înceartă. Nu mai pomeni să vă cu tot cu Dolinda. Păi nu, ce să zic? Nu mai... Păi dacă e ea de mărită, să nu se ceartă, da, cu ea. Da, lasă, găsi băiatul ăsta, pe casă lăsăm. Dar de ce să ceartă? Că ei deja au familie acum. Da, păi... da, da, nu se înceartă. N-are de ce să înceartă cu mine. N-are de ce. Că spunem și noi să mai convingem dacă ele nu vor să se mărită. Dacă tot noi am așteptat. Noi zicem. Ce să faci? Ca toată lumea. Ca toată lumea. Da. Copiii mai veniră pe la tine. M-am dus eu la ei. A. Da. Ăla-l mic e furisât, a furisât. Da, ăla. Vai de mine. Vai de mine. Îi ziceam mai demult că îi dau pe Denisa. Nu-mi trebuie! Nu vreau. Nu mai vreau țigancă. Bine, mami, bine, bine, bine. Da, când m-am dus la Severin, m-a întrebat el de una de aici, de la Strehaia. M-a întrebat, care îi plăcea lui mult de tot. Da, am văzut. M-a întrebat, mami, dar fata aia s-a măritat, unde mai e? Zic, dar ce-i întreb? Hai, gata, întrebai gata, și gata, eu. Zic, vrei să censuri acum? Nu, o întrebam și eu așa de ea. Da. Întreba de ea. O, o, că mă multă și... Baba Zâna are porci și tu ai câini, auzi. Auzi, are porci, baba Zâna, mă, uite tu ce ai, câini ai crescut. Am. Da. Am doi porci frumoși. Frumoși.
Lasă le mâncare. Da, să le dau să mănâncă toată ziua. Ap. Mănâncă, mănâncă. Dacă le lăsai până de la toamnă să făcea... Aolele! Da, și mănâncă mult. Să le faci tu baie la... Da. Mă duc, iau saj de boate, saj de uroaie, saj de... Hai să le facem băiță. Asta ne mai lipsește. Le faci baie acum. Fă-le ca să nu fac cârcioabe din aia. Au făcut injecție. Da. Am dat câte un milion de câini.